Bună ziua, dragilor, bun găsit la Terapia Prof Online. Iată, ne vedem nou la treabă. Deși majoritatea copiilor, vineri fiind, vine weekendul, vine și mini vacanța asta, totuși, noi suntem la treabă, Ștefania, nu? Da. Este important că venim cu drag. Asta pe mine mă surprinde mult plăcut, că nu mai avem stres, venim aici să dăm bătălia cu Prof Online. Tu ți-ai propus să mă pui în dificultate și asta e lupta care o dăm noi între în momentul de față. Deci tema pentru acasă, da? Tema pentru acasă. Da. Clasa a 5-a. Te rog. Are par că nu există numere naturale X și Y. Deci, arătați că nu există numere naturale x, y. Astfel încât 5 ori x la 2. Așa încât 5 ori x la 2 plus 3 ori x la y la 2 egal cu 8 la 2006. 2006. Da. Ce mai ai făcut? De la câte stele mai ai luat? 7. La 7? Da. Ai promis 7? Măi, problema foarte delicată asta. Deci de 5 ori x pătrat plus de 3 ori y pătrat egal cu 8 la 2006. Din ce știm noi? M-aș lega de asta. Văd că 5 cu 3 face 8. Păi da, 8, asta vreau. Nu? Asta ar fi o șmecherie. Da, da. Dar suntem cu parte. Nu văd deloc. Deci să arătăm că nu există în practică așa a ieșiților de tipul ăsta, mergem de regulă prin negații, să presupunem că ar exista X și Y. Da. Și pe un să ajungi la o contradicție. Cam asta aș aștepta eu să se întâmple. Deci, de faptul că presupun că există, se intră în contradicție. Dar nu am pornire. Nu vine în minte ceva așa, ca să mă agăț acum. 5x pătrat plus 3y pătrat egal cu 8 la 2006. Dacă facem pe 5, să scriem 2 plus 3. 2 plus 3. 2 plus 3. Atunci am fi putut să scoatem pe 3. Un factor comun. Doar că nu. Dar rămânea 2-ul acela. Dar nu, hai să încerc pe mâna ta. Să încerc o chestie de asta, să vedem unde ne ducem. 2-ul acela să ducem în dreapta, eventual să adunăm. Hai să încercăm să vedem ce chestii poate să fie. Deci, o mai scrim echivalent. Da. Cu relația așa. 5 plus 3, să o luăm ușor ca să înțeleagă toată lumea, 5 plus 3 ori x pătrat plus 3 ori y pătrat să fie egal cu 8 la puterea 2006. Da? 8 la 2006. Echivalent. Aici aș, cum ai spus tu, să desfacem paranteza, aplicăm distributivitatea. Da, dar adică, de ce 5 plus 3? Nu, 5 plus 3, 2 plus 3. Da. 2 plus 3, sigur că da, 2 plus 3. Așa, 2. 2 ori x pătrat. 2 x pătrat plus, plus 3 ori x pătrat. Ori y pătrat. Ori y. Tot x pătrat, trebuie să spunem, 3 ori x pătrat.
plus 3 ori y pătrat egal cu 8 la 2006. 8 la puterea 2006. Și acum scoatem un factor comun pe 3. Din ăștia 2, nu? Da. Deci echivalent cu a scrie că 2 ori x pătrat, scrie, nu? Da. 2 ori x pătrat plus 3 pe lângă. X la a doua. X la a doua plus Y la a doua. Egal cu 8 la puterea 2006. 8 la 2006. Și să scădem din ambii membri un 2X pătrat. Da. Deci scădem 2X pătrat. Și s-ar așeza ieșit. Și cam așa. Echivalent cu 3 pe lângă X pătrat plus Y pătrat rămâne, nu? Da. Egal cu 8 la 2006. 8 la 2006 minus 2x pătrat. Așa. Problema nu-i fi. Aș mai putea să încerc ceva. Mă gândesc pe 8 ăsta să scriu ca fiind 2 la a 3-a. 8 nu-i 2 la a 3-a? Ba da. Să încercăm. Vreau eu să mă leg de 2 ăsta să spiați să scot un 2 în factor comun. Visez și eu. Da. Da? Visez. Tu mai ai fost vreodată când mi-ai dat drumul la visul ăsta. Că eu eram blocat să nu știam ce să zic acolo. Deci 3 pe lângă. X pătrat plus Y pătrat este egal cu ce am zis că facem? Egal cu 2 la 3-a. Așa, 2 la 3-a totul la 2006. Da. Minus 2 ori X la pătrat. Perfect. Echivalent cu și 3 pe lângă. Scrie din nou la plăcut. X la 2 plus Y la 2 egal cu 2 la 3 sau... Îl putem omulți acolo. Da, asta. Dacă așa sunt 3 ori 2006. Da. Din 3 ori 6, 18. Da, 18. Da, 18. Și 3 ori 0, 0. 3 ori 2, 6. E 2 la puterea 6018. Minus 2 la puterea 12. E echivalent cu? Echivalent cu 3 ori X la pătrat plus Y la pătrat. Da. Egal cu 2 la 6018. 2 la 6017 ori 2. Ah, da. Doar poți zice așa, da? Da, poftim. Nu voiam să intru aici, bună seara. Bună seara. Am văzut firma, vânzări imprimante, calculatoare și mai da, dar are închis acum. Da. Și nu-i cunoaștem, și nu acum sunt într-o lecție direct la urmă. Da, nu-i cunoaștem, dacă stă de vorbă. Da, 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 acum să mă stăm de vorbă, da? Nu, amintiți-mi de unde. Sunt la televiziune acum, sunt în chestii direct. Da? Nu mă aminti. Da, da. Vă seara, vă bine. Vă seara, vă seara, da. Trei ori x pătrat plus y pătrat egal cu? Egal cu 2 la 6.000. Până la ce sunteți aici? Până la 10. Mulțumesc. 2 la puterea 6.017 ori 2. Ori 2. Minus 2 x pătrat. Da? 2 x pătrat. Echivalent cu? Echivalent cu? 3 pe lângă 3 x pătrat plus y pătrat egal cu ce putem vedea acolo? Putem vedea că avem un 2 factor comun, nu? Că le-am făcut eu rost. Da. Da? 2 și dăm pe 2 factor comun. 2 pe lângă 2 la 6.017
Minus x pătrat, da? Da. Și acum, echivalentul de acest... Să vedem ce se mai face. Nu o desface paranteza. Mai vreau să ne uităm. Vezi, aici avem un multiplu de 3. Da, am văzut. 3 oriceva, nu? E multiplu de 3. Iar aici este multiplu de 2. Chestiunea ar fi așa. 3 nu e multiplu de 2. Nici vorba. Da. Ar trebui ca ăsta să fie multiplu de 3. Ar trebui ca 2 la 6017 minus x pătrat să fie un multiplu de 3. Că n-are, egalitatea asta e o minciună atunci. Da. Deci n-are niciun rost să, să fie așa. Aici e 3 oriceva și aici e 2 oriceva. Înseamnă că ăsta de aici trebuie să fie 2, multiplu de 2, x pătrat plus y pătrat multiplu de 2 și ăsta la altul să fie multiplu de 3. Numai așa se repartizează. Deci x pătrat plus y pătrat să fie multiplu de 2. Păi mai poate, mai poate să mai apară un 2 de aici. După părerea mea. Nu? Așa ar fi. Deci e posibil să mai apară un 2. Dacă x-ul ar fi multiplu de 2, ar mai ieși 2 la 6017, are de al de 2 în componență cât cuprinde. Nu? De 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 până posibil. De 6017 ori. Deci ca să fie egalitatea asta deșteaptă, să fie adevărată, ar trebui ca x pătrat plus y pătrat să fie multiplu de 2, în ideea că și x pătrat e multiplu de 2. Dacă x pătrat nu e multiplu de 2, înseamnă că de fapt nu-i rămâne decât să fie un simplu 2. Deci, asta toată să fie 2 sau 2 la 2 sau 2 la 3, în sfârșit, multiplu de 2, iar 3-ul de aici, 3-ul de aici trebuie să fie egal cu așa ceva ca să fie egalitate. Da? Încă o dată. N-are cum să fie altfel decât așa o minune. N-are. Și să cerem noi că 2 la puterea 6017 minus x pătrat să fie multiplu de 3. Da. Adică ce înseamnă să fie multiplu de 3? 3K. Să fie 3K. Și x pătrat plus y pătrat. Și x pătrat plus y pătrat. Să fie egal cu 2. Deci, ăsta să fie multiplu de 3. Așa, și x pătrat plus y pătrat, multiplu de 2. Adică 2p. 2p. Ce ne iasă de aici? Dacă le adunăm, x pătrat cu x pătrat se reduc, unul e cu plus, altul cu minus. Așa e? Ba da, ba da, asta. Și vine 2 la puterea 6017 plus y pătrat să fie scris ca fiind 3k plus 2p. Vedea contradicția. Noi trebuie să intrăm într-o contradicție aici. Așa trebuie să se gândim. Mai vreo idee? Nu mai ai nicio idee. Ce înseamnă contradicție? Contradicția, adică
să fie ceva fals de tipul 1 egal cu 7. Deci intrăm într-o chestiune care să fie falsă, să fie invizibil că nu se poate. Și noi am prelucrat-o așa cum a dat-o el și am ajuns în etapa asta. Și uite, hai să-ți propun ceva. Când ne aflăm într-un moment de ăsta greu deloc, probabil că este o idee ascunsă și nu putem ghici, mai ales când sunt situații de astea, autorul are o singură idee și o ascunde cât poate de tare, nu te poți apropia de ea. Și atunci, hai să încercăm, fiind și o problemă de, cu 7 stele, hai să încercăm să ne uităm la sfârșit. Să vedem dacă înțelegem la sfârșit, este un lucru grozav de bun, dacă înțelegem ideea. Tu știi să te uiți acolo, nu? Pe undeva, pe la sfârșit. Să vedem, dă vreo explicație, ne dă ceva, este drăguț să ne spună. Poate furăm ideea. Poate descoperim să ce a avut el. Pătrate perfecte, cuburi perfecte. Și nu există capitolul ăsta? Păi, uitați. Deci. Se găsi capitolul? Pătrate perfecte, asta trebuie să vedem. Păi, nu. Soluții, da? Deci, pătrate perfecte, adunarea noastră, scăderea numărul naturale, mulțimea numărul naturale, factor comun, puteri cu exponent natural, așa, compararea puterilor numere naturale, pătrate perfecte, cuburi perfecte. Da, 31. Și la 31, 30, așa să zice 30. Se utiliza un tension unui pătrat perfect. Se utilizează ultima cifră. Atâta ne spune, nu? Da, atâta. Bun. Atâta ne-am spus, atâta ne gândim și noi acum. Da. Se utilizează ultima cifră a unui pătrat perfect. Hai să încercăm. Deci, care este ultima a pătratelor perfecte? Aici este un pătrat perfect, x pătrat, este un pătrat perfect, da? Și mai avem și y la 2. Și y la 2. Hai să gândim așa. Pătratele perfecte au ultima cifră. Hai să ne amintim. Care sunt pătratele perfecte? Păi, 2 la 2. Au 0. Ah, da. Au 1. Pătratele perfecte. Că 10 la 2, 100, nu? Deci e posibil. 1.
E vorba de... Cine ar fi? 1 la a doua, nu? Este, sau, 100, sau 11 la a doua, 121. Deci 121 e pătrat perfect. Parcă nu aveau 2, 3, 7 și 8. Da. Deci 1, 0, 1, 4, 5, 6. Da, nu. 6, da. A, da, da. 6 e pătrat perfect. Da? 9. Și 9. Deci pătratele perfecte au ultima cifră 0, 1, 4, 5, 6 și 9. Da, și noi avem 5 și 3. Și noi avem așa. Un pătrat perfect. Da? Un pătrat perfect. Care poate să fie ultima cifră 0 și plus un alt pătrat perfect. Și mulțim cu 5, nu? Cu 5. Și că încă un alt pătrat perfect, care e mulțit cu 3, pe urmă, da? Da. Deci, hai să luăm cuplajul, că am avea un x pătrat, ar fi un număr lung, cu ultima cifră 0. Iar y pătrat ar fi un număr lung, cu ultima cifră tot 0 poate să luăm. Da? E posibil așa ceva. Și atunci, înmulțind aici cu cât? Înmulțind aici cu prima cu 5. Uite așa cum împarte asta. Înmulțind aici cu 5 și pe cealaltă cu cât o înmulțim? Cu 3. Atunci rezultă că 5x pătrat va avea exprimarea următoare puncte, puncte, 0, ori 5, 0, nu? 0. Iar din coace, care ar fi? 3 ori y pătrat. Y pătrat egal cu puncte, puncte, 0. Da. 0 ori 3 ar fi și ne dă 0. Tot 0, da? Când le adunăm, când tragem și le adunăm, 5x pătrat plus 3y pătrat ar fi un număr 0 lung și cu ultima cifră 0. Da. La cifra unităță, da? 0. Da. Când le adunăm 0 și cu 0, fac 0. Care e diferit de 8 la puterea 2006. Cu 8 la puterea 2006 nu are și ultima cifră 0. Da. Are 6 și... Ia să vedem. Nu știu cât are. 8. 8 la 1 e 8, 8 la 2 64, 4, 8 la 3 nu știu cât, dar oricum nu-i 0. Da, nu-i 0, da? E limpede că nu-i 0. Noi putem face care sunt variantele când ridicăm pe 8 la o putere. Da. Facem ciclul, să vedem după... Sau putem să-l aranjăm pe 2 la 3 totul la. Da, și așa. Ia să-ți, hai să-l aranjăm așa. Deci 2 la puterea 2006 este egal cu, nu 2 la, 8 la, 8 la puterea 2006 este egal cu 2 la 3 totul la 2006 și egal cu 2 la puterea 3 ori 6, 18, 3 ori 0, 0, 3 ori 6, 6018. Știi după cât se repeta, care era lungimea, câți pași, după câți pași se repeta? Se repeta după 4 pași. Am făcut noi așa. Da. Și la 4 și la 3 era, la 3 și la 2 era de 4 pași. Da. Și acum fi 6018, îl împărțim la 4, că după 4 pași se repetă. Și să vedem, 4 în 6, unor 4, 4, da, 20, 5 ori 4, 20, 1, da, pe 0 la comun, da, 1, 4 în 1 merge de 0 ori, și o coborăm pe 8, 4 în 18 de 4 ori,
4 ore, 4-16 și restul 2. Practic 6.000, o să atâmpi pe 6.000. 6.018 este egal cu 4 ori 1.504 plus restul 2. Și e ca și cum s-ar termina, ca și cum ar fi 2 la a doua. 2 la a doua, cât are ultima cifră? 4. Da? Deci, practic, aș spune că numărul ăsta din dreapta este egal cu puncte, puncte, puncte și 4 la sfârșit. Da? Și cum? 0 egal cu 4? Ultima cifră 4? Imposibil asta. Da? Imposibil. Bine. Mergem acum o altă situație. Am luat pe amândouă 0. Îl țin pe X egal cu 0 și pe Y al alerg în toate situațiile. Deci, mergem X egal cu 0 și Y cu cât să fie acum? Y egal cu 1. Deci X egal cu puncte, puncte, așa trebuie să zicem 0 și Y X pătrat, trebuie să spunem X pătrat și Y pătrat. Și este la fel egal cu 1. Așa. Și mulțim cu 5. Facem toate metodele până la 9. Până deci cu 0 până la 9 Y-ul pătrat. A, adică 1, 4, 5, 6, 9. Că urmă să mute X-ul 1 și Y-ul ia 4, 5, 6, 9. Da? Deci facem toate variantele astea așa. Deci X pătrat egal cu... Adică punctul. Da, 0, Y pătrat puncte, puncte 1. Și aici înmulțesc cu cât? Cu 3. Parcă așa am zis, nu? Da. E 3Y pătrat. Și atunci rezultă situația. 5X pătrat va face puncte, puncte, 5 ori 0, 0, nu? Da. Iar 3Y pătrat va face puncte, puncte, 3 ori 1, 3. 3. Când le adunăm, 5x pătrat plus 3y pătrat, nu? Așa trebuie să adunăm, va da un număr, ultima cifră, 3. Care e diferit de 8 la care are ultima cifră, cât? 4, nu? Și gata. Deci e diferit? Nici așa asta situație nu e posibilă. Să luăm acum situația când x pătratul egal cu 0, egal cu un număr lung care are ultima cifră 0, și y pătratul să fie cât? Y pătrat egal cu 4. Puncte, puncte, 4. Și acum 3x pătrat va fi un număr care va avea puncte, puncte, 0, nu? Da. Iar nu 3, nu 3, 5x pătrat. Că 5 avem, nu? 5x pătrat, iar 3y pătrat. 3y pătrat va fi un număr care are ultima cifră. 4 ori 3, 12, 2. Da? Și tragem linii și le adunăm și atunci 5x pătrat plus 3y pătrat va avea ultima cifră 2. Diferită de ultima cifră a numărului din dreapta, care e 4. Da? Înseamnă că nici în situația asta nu e posibil. Hai să ne închipuim că ar fi vorba de un pătrat perfect, tot cu x, egal, x pătrat egal cu 0, x pătrat egal cu 0, egal cu nu cu 0, egal cu puncte, puncte 0, ultima cifră. Iar y pătrat cât să fie acum? Am luat cu 1, cu 4, cu 5. Da? Cu ultima cifră? 5. Înmulțim aici cu? 5. 5, da. Și ne place cu 3, da? Și vom avea? 5 ori x la pătrat. Egal cu puncte, puncte. 0. Așa, egal cu 0, corect. Și la y? Da. 3.
Y cuadrat. Egal cu puncte, puncte. 3. 3 ori 5? Da, 3 ori 5. 15. 5 ori 5. Da? 5. Când le adunăm, obținem 5x pătrat plus 3y pătrat egal cu un număr lung, cu ce multe cifre, iar ultima cifră este 5 plus 0, 5. Care e diferită de ce avem noi numărul acesta din dreapta care are ultima cifră 4, da? Deci nici situația asta nu există. Mai era puțin. Da, deci mereu o singură unitate, dar nu-i. Că trebuie să fim tot timpul în contradicție. Pentru x pătrat egal cu tot cu 0, număr cu... Da. Y pătrat egal cu 6. Un număr lung, ultima cifră, 6. Și aici cu 5 și cu 3. Și atunci de 5 ori x la pătrat egal cu puncte, puncte, 0. Da. Și 3 ori x la pătrat egal cu puncte... 3 ori y pătrat. Da. Așa. Și 3 ori 6, 18. Corect, 18. Și ultima cifră este 8. 8. Și când le adunăm? 8. Nu, 5x pătrat. Da, 5x. Plus 3. 3. Y pătrat. Egal cu? Egal cu 8. Sigur că da. Este diferit. Diferit de 4. Numărul acela care îl avem în dreapta. Că cu și ultima cifră 4. Nici așa cum merge. Hai să mergem la ultima. Da. X pătrat egal cu 0. Și Y x pătrat egal cu puncte, puncte 0, nu? Așa. Păi bine, eu am spus prost. Și y pătrat egal cu puncte, puncte 9. Și sus înmulțim cu 5 și jos cu 3. Și atunci rezultă? Rezultă că 5 x pătrat egal cu puncte, puncte 0 și jos 3 ori x la pătrat 3 ori y pătrat. Da. Pătrat egal puncte, puncte. 3 ori 9, 2, 6, 7, da? Și le adunăm. Da, da. Și, nu, 5 ori x pătrat plus 3 ori y pătrat egal cu puncte, puncte, 7 este diferit față de puncte, puncte, 4. Diferit de 4, puncte, puncte, 4. Așa, diferit de puncte, puncte, 4. Deci, nici asta. Deci, cu alte cuvinte, ținându-l pe x egal cu 0, și y-ci al începând 1, 4, 5, 6, 9, niciuna de situații nu-i bună. Acum, putem să schimbăm pe y cu 0 și x-ul să al alergăm. Că se mulțește unul cu 5 și altul cu 3. Și din cauza asta nu e același lucru. Da. Da? Unul se mulțește cu 5 da. Și altul cu 3. Și deci de ce nu e același lucru? Da, dar trebuie să avem, avem de lucru. Se termină ora. Se termină ora. Da. Este o soluție pe care o văzut-o autorul. Da. Deci este ideea lui. Ea are finalitate. Adică nu... Să spunem, nu se mai poate, nu se termină niciodată. Se termină. Este o idee frumoasă, interesantă, că totdeauna ne plasează într-un caz, epuizând noi totul, niciodată nu va fi 4, probabil. Asta este. Însă eu cred că ar merita să ne întoarcem la exercițiul nostru. Și cred că ideea pe care ai avut-o tu este chiar mai tare decât asta autorului. N-am avut curaj să o deducem. Pentru că 3 ori cine e egal cu 2 ori cine. Păi nu poate să fie 3 egal cu 2. Sunt 2 factori aici și 2 factori în partea asta, da? Și atunci sunt obligat să spun că ăsta din dreapta trebuie să fie multiplu de 3. 3. Da? 3, 3 ori ceva. Și cum să spun, multiplu de 3
ca să aibă rost discuția noastră. Ca altfel să dispară treiul ăsta, să se poate simplifica. Deci multiplul de 3, așa cum am spus. Iar în partea asta să fie multiplul de 2. Și am dus-o noi într-un loc, dar n-am mai continuat-o, n-am avut atât de mult curaj. Eu cred că o să mă întorc acolo și nu știu de ce, îmi vine să lucrez relația aceea decât să lucrez pe asta de aici. Am văzut că parcă am prea mult de lucru, nu știu. Și dacă nu lucrez pe aia, am fi făcut o noapte rezolvare. Da, da, vezi, de ce e frumos la matematică? Adică când nu ai deloc nicio inițiativă, te duci să încerci să vezi o idee autorului, măcar să poți descoperi ce spune el acolo. Dar a spus foarte puțin, hai să spunem foarte clar. Deci îi spune, zice, ultima, urmăriți ultima cifră a pătratelor perfecte. Da, X și Y sunt... Da? Dacă fiind la capitolul pătrate perfecte, zice, urmăriți ultima cifră a pătratelor perfecte. Cam așa ceva. Da, astfel că nu există numerele naturale X, Y, astfel că 5 ori X la 2 plus 3 ori X Y la 2 egal cu 8 la 2016. 8 la puterea 2016. Să știi că el putea să zic numai 8 la 2. Dar au zis-o așa ca să pară pompos treaba. E ghișiciu, da? El putea să zic numai 8 la 2. Să o facă de 7 stele. Să te sperii cât se poate de tare. Însă, noi o să încercăm. Eu spuneam, dacă spuneam numai 8 la 2 și era deșteapt. Da. Hai să luăm cu 8 la 2, poate descoperim în ritmul nostru, în stilul nostru. Că stilul nostru e mai deștept. Deci eu spun că ideea ta a fost foarte tare. De aceea mă întorc și aș vrea să notăm aici la autor, nu... Nu 8 la... Așa, nu 8 la... 2006, 8 la 2. 8 la 2. Pentru că are ultima cifră 8 ori 64, 4. Da. Da? Da. De aceea, cu 4, adică se păstrăm. Da. Că în rest acolo e umflat, acolo numărul ăla de pomană. Că noi când am împărțit acolo, ai văzut că s-a întâmplat, nu? Povestea aceea. Așadar, da. Egeșiți-o ar fi așa, că 3 la puterea, 3 pe lângă x pătrat plus y pătrat, da. După ce ai făcut tu, da. 3 pe lângă x pătrat plus y pătrat, egal cu 2 pe lângă 2 pe lângă am luat din 64, am luat un 2. Am luat un 2 și vine 32, parcă ar veni. Că de 2 ori 32 fac 64. Deci înțeleg, noi am luat un 2, că a fost 6.018 acolo, da? Da. Dar acum, ca să ne ducem pe ideea noastră, cred că trebuie să zicem, uite, 8 la 2, deci, dacă de aici îl mușcăm, hai de aici ca să fie și mai clar, da? 8 la 2, adică aici 2 la 4. Da? 2 la 4 și face, cât au făcut 2 la 4, 16, 64, da? 64. Nu 2 la 4. 8 la 2. 8 la 2, 64, da? Bun, așa, așa. Uite de aici iau. Bine. 3, adică... 3 pentru că x pătrat. 4 minus 2x pătrat. Știi de ce? Da, am și acum. De aici s-o reiau și să vedem cum curge egeșițiul. Așa. Și egal aici, o să spunem. 2 ori 32. Că de 2 ori 32 fac 64. Da? 2 minus 2x pătrat. Așa. Echivalentul. 3 pe lângă x pătrat plus y pătrat să facă egal cu, dăm pe 2 în factor, 2 pe lângă 32 minus x pătrat. Cum așa e? 2 pe lângă 32 minus x pătrat.
Și acum, privind la egalitatea asta, nu putem spune x pătrat plus y pătrat să fie egal cu, 32 minus x pătrat și 3 egal cu 2. Nu, că e o prostie de a da 3 egal cu 2. Deci o să zicem x pătrat plus y pătrat să fie obligatoriu 2. Așa. Și eventual să mai iese un 2 de pe aici și celălalt, și ăsta să fie multiplu de 3. Deci s-a luat pe 3 aici, nu? Obligatoriu. Deci o să spunem și noi că x pătrat plus y pătrat egal cu multiplu de 2. Așa. Iar 32 minus x pătrat fi multiplu de 3. 32 minus x pătrat fi multiplu de 3. Hai să vedem multipli de 3. Hai să vedem. O să zicem așa. Multipli de 3 înseamnă așa, acolată. 1, da, nu, nu. Ce înseamnă? 3, 6, 9, da, să fie multipli de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, adică sunt partițe la 3. 21, 24, și mai departe. Și hai să luăm pe prima variantă. 32 minus x pătrat să facă multiplu, să facă 3. Adică de aici ar însemna că x pătrat egal cu 32 minus 3. Da. Adică x pătrat egal cu 32 minus 3, care face 32 minus 3, face 29. Da. Și ce? Este cineva care la pătrat să facă 29? Mm. Nu, că 4 la pătrat face. 5 la pătrat face 25, 6 la pătrat fac 36. Ah, da. Nu? E 6 ori 6. Deci, imposibil. Imposibil. Deci nu există X. Da. Turmă, luăm? 32 minus X pătrat să facă egal cu 6. X pătrat egal cu 32 minus 6. Minus 6. Pătrat egal cu... Cât vine acolo? 26. E din 32 scădem pe 6. Scădem un 2, mai trebuie un 4. E perfect. Și este cineva care la pătrat să fac 26? Imposibil. Imposibil. Hai să luăm că 32 minus x pătrat să facă 9. Următorul pătrat, multiplu de 3. De unde x pătrat egal cu 32 minus 9. X pătrat egal cu 23. 23. Imposibil. Cine l-a pătrat să facă 23? Niciodată. 32 minus x pătrat egal cu? Egal cu 12. 12. Adică x pătrat egal cu? Egal cu 30. Și 2 minus? 12. Și x pătrat egal cu 20. 20. Imposibil. Dacă era... 25 sau 16. E 16, este 4 care l-a pătrat să facă 16. Da? Hai să vedem 32 minus x pătrat egal cu 15. X 32 minus 15. Treci doi minus 15, cât vine? 17. 17, nu? Ia vezi. Zic eu bine?
E bine, nu? Da. Dacă îl aduc de 15 cu 7, fac 30 de ani. Imposibil. 32 minus x pătrat egal cu 18. X pătrat va fi egal cu? 32 minus 18. Și x pătrat egal cu 14. Adică merg din 3 în 3. 23, 20, 17, 14, da? Imposibil. 32 minus x pătrat egal cu 21. Adică x pătrat egal cu 32 minus 21 și x pătrat egal cu 21. Cu 11, parcă. Da. Da? Cine l-a pătrat să facă 11? Nimeni. Că 3 la a doua face 9. 9. 4 la a doua 16, da? De asta e 11 și printre. Iarăși, 32 minus x pătrat egal cu 24, să luăm. Atunci x pătrat egal cu 32 minus 24 și face 8. Nu este nimic la pătrat să fac 8. 2 la pătrat face 4, 3 face 9, îl depășește. Imposibil. Și să luăm pe 27, 32 minus x pătrat egal cu 27, care e următorul. Așa, x pătrat egal cu 27 minus... 32 minus 27. 32 minus 27. Cât ar veni? 5. Da? 5. Și nu e nimic de a pătrat care să facă 5. Imposibil. Deci x pătrat să facă 5, nu există x-ul care la pătrat să facă 5. Și dacă mai luăm pe x pe 27, 30, chiar 30. Da, x la 2 egal cu 32. Minus 30. Deci, x la 4 egal cu 2. Nu există cineva la pătrat să facă 2. Și iată că și pe ideea noastră am mai epuizat problema. Da. Deci am mai epuizat destul de interesant, mai deosebit, am muncit mai puțin decât ar fi trebuit acolo. Aveam acolo 2, 4, 6 combinări de 6 luate, câte 2, cam aranjamente sunt acolo. E mult. Vreo, hai să vedem cât... Dacă munceam acolo, făcea că tot sobră de exerciții. Aranjamente, adică e chestie interesantă de 2, 4, 6, așa se seamănă, vreme de 6 ori câte 2, este egal cu 6 ori 5. Ia, de ce ori 5? Ăsta 2 îmi spune câți numeri se iau consecutiv înapoi. Da? 6 ori 5. O, nu e adevărat. Spun minciune. Crește-mă. Da! Ar fi fații. Stai că vine acolo. E o formulă. Sunt câte cazuri, tate? Sunt multe. Nu numai 30, așa mi-a spus 30. Dar vine... cât vine. Așa, la mente, cum vine din la tehnica, egal cu n factorial, supra k factorial, cum vine minus k factorial. Deci ar fi aici, supra 2. Da, numai 30. 30, 6 ori 5, 30 de cazuri. Ori noi am făcut... vreo 4, noi am făcut acolo vreo 5, da? Da? Și trebuia mișcate toate cazurile acelea și a fost foarte mult de calculat. În concluzie, vreau să
Vreau să zic că mai rapid am ieșit așa. Am avut doar un număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cred că 10 cazuri. Da, 10 cazuri. Da? Am luat și 27. Și 30. Și 30, da. Față de 30, am cu o treime. Da. Cu o treime am redus numărul cazurilor, numărul încercărilor. Da. Și mai avem și satisfacția că am făcut-o într-un mod propriu. Da. Deci de aici e frumusețea. Deci față de... N-am folosit ideea autorului. Aceea zice, faceți cu ultima cifră. Da. Noi am făcut... A fost ideea aceea foarte tare a ta. Când ai zis pe 5 să zici ca 2 și plus 3. Eu nu mă gândeam la așa ceva. Dar a fost minunată ideea, pentru că în felul ăsta ai aranjat în, aici multiplul de 3 și aici multiplul de 2. Da. Și ca să fie egalitate, 3 nu poate fi legat de 2, da. 3 cu 2. Atunci, neapărat, ăsta tot de aici să fie multiplu de 2 și celălalt de aici să fie multiplu de 3. Și aici, când iei multiplu de 3, te duci în situația imposibilă. Da? Foarte frumos. Da. Dar trebuie să spunem un lucru. La astfel de greșiții poți să se întâmple să și stai degeaba, să te uiți la el până când te obosești. Da? Deci nu ne... ne pare bine, suntem mulțumiți că am găsit o idee, deci doar rămâne îndrăzneala de a aborda și ieșiți de astea pipărate, da? Că de până acum toți spune, 7 stele, nu mă uit. Fac, cum să spun, văd stele verzi când văd 7 stele. Da? Nu-mi trebuie. Ei bine, putem să îndrăznim. Că pot să apară și la noi o idee frumoasă. Asta e sigur. Deci cu Ștefania reușesc. Da, Ștefania, să știi că uitându-mă așa în urmă, nu vine să cred că noi putem discuta acum și chestiuni de astea supărate. Să... Ei, faptul că ai scăpat de starea aceea de stres, da, îți dă libertatea să îndrăznești mai mult. Te rog, un apel. Mai dau un mic de 7 stele. Tot de 7 stele. Bine, mă, dar nu de 7 stele, dragă. Dar nu cred că pot să văd extensiv, deci... O să vă arăt. Dar tot în limbajul vechi, adică să știm acolo, să înțelegem egiștiu, da? Să zicem. Hai, poftim. Este un număr lung. Așa. Să calculăm. Hai să o facem. A1? Da. Deci nu poți dicta că are foarte multe cifre. Da. Are 2, 4 de 2. 4 de 2. Da. Pe unul 4 de 4. Da? În urmă, iarăși 4 de 6 și până 4 de 8. Împărțit la 2, 2, 2, 2. O luat aproape sumate de tarabă. Scrierea numărului. Dar știi ce? De ce nu te lăsa tu să-l citești? Că dacă nu-l poți citi, atunci scăpam de ghiștiu. No. Da? Deci... Deci să arăt că numărul ăsta așa, da. Din 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 16 cifre, deci numărul ăsta de 16 cifre, se împarte sigur, da sigur, la 20, la 2222 merge prin 2222, să zicem. Ca și când faci un algoritm, nu? Da, și după 2222 să facem prin 4444, tot așa.
pentru că e din noi întâi. Hai să facem o chestie deșteaptă. Hai să facem așa, să facem o împărțire efectivă. Păi hai să facem așa. Deci ar însemna așa. Am aici 2-4, 2-4 trebuie să iau și aici, nu? Păi da. Și ăsta tot în ăsta tot, merge o singură dată. Unor tot aici, 2-2-2-2. Nimic, nimic. Coborâm? Și avem... Pe cine coborâm? Pe 4. Da. Cât pe cine coborâm? Stai că e interesant! Pe 4. O 4, atât? Da. Coborâm un singur 4. Și ăsta merge în 4 ăsta de 0 ori. Și iar coborâm un 4. Și iar merge de 0 ori. Și iar coborâm un 4. Și iar merge de 0 ori. Și coborâm și la un 4 și merge de 2 ori. Da. Foarte tare. Și tot vine 4, 4, 4, 4. Nimic, nimic. Și coborâm pe 6 acum. 6. Și merge... De? Ăsta e aici, ăsta în 6. A, de 0 ori. 0 ori, să-i mai stăm pe gânduri. Coborâm pe la 6. Și merge de 0 ori. Chiar pe celălalt 6 de 0 ori. Și în sfârșit când îl dobărăm 6, celălalt o face de 3 ori. A, și cred că să dea... Nu, mă, să ți se va... O să fie 1002, 003, 004... Nu, 4, nu. 004, chiar așa e, zis bine. Da, da, da. Deci urmează acum 3 de 0, 0 și 4. Și ăsta e numărul. Da. Da? La început chiar ziceam că e foarte greu, dar el a fost... Din nou aici ai avut prezență de spus și a spus, să împărți, să vedem. Altfel ar fi fost destul de ciudat. Eu cred că el a făcut, autorul când a făcut exercițiu, plecat de la următoarea chestie. 2, 4, 6, 8, se împarte la 2. Da. Adică au folosit câte o singură cifră. Cred că așa. Pe urmă, au zis 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, se împarte la 22. Și după, poezi umplă la 4. Sigur că da. Da? Deci așa o compuse ghișițe. Da. Acum, știi cum? Cum i-am fi dat, am pătus în mintea lui. Da. Deci, practic, ne-am descoperit ideea. Da. Da? Am înțeles. Putem face noi cu 5 de ale 2. Da. 5 de ale 4, 5 de ale 6, 5 de ale 8. Da? Și 5 de ale 2 la împărțitor. Și asta a fost ideea. Gata. Îl facem și pe bei, dacă... Ia să vedem și pe bei. Sunt dificultate. Bine, să... Tu ai gând să ajungi în situația în care... Eu... Ai prins curaj, că m-ai văzut pe mine astăzi că sunt într-o formă slabă. Și la ambele găsite tot. Numai tu ai avut idei. Ține minte. Trebuie să am și eu șansa asta să fac și eu negăsită. Ia să vedem. 4 de 3. 3. 0. 4 de 3 iar. 1, 2, 3, 4. 2 de 0. Așa. 4 de 3. 1, 2, 3, 4. 3 de 0. 1, 2, 3. Și 4 de 3. 1, 2, 3, 4. Împărțit la 3333. La 3, 4 de 3. Da, 4 de 3. 3, 3, 3, 3. Păi... Vedem că este un 0, 2 de 0, 3 de 0. Vom vedea. Vom vedea. Ce propui să facem? Merge odată? Da, odată. Da.
3. Nimic. Coborâm pe 0. Merge de 0 ori. Da. Deci, coborâm pe 3. Merge de 0 ori. Coborâm pe 3. Merge de 0 ori. Coborâm pe 3. Merge de 0 ori. Și coborâm pe 3. Și mergem o dată. O dată, da? Și acum. Ori 3, 3, 3, 3, 3. Nimic. Și? Coborăm de 0. 0 și-o ducem la aici. Coborăm 0 și-o ducem aici. Și acum începe 3. De 0 ori. De 0 ori. 2, 3 și pentru al patrulea merge o dată. A, păi și o să punem dincolo, o să punem 6, 7, a, nu, 8, 8, de 0. Deci aici am fost 2, 4 de 0, 2, 4, 5, acum o să fie 6. A, da, e bun, că m-am. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și 1. Adăugam un 0. Da, da, din cauza că cresc un 0 de acolo. Da. Așa. Așa. Sunt curios, nu mai stăm noi cu grijă. Nu? Da. E cel mai bine. O oră și un minut. Ne-am luat cu poveștile.